Această clădire nu a mai fost reparată de aproape 40 de ani, așa că astăzi, după ce reparația în sediul central al carabinierilor s-a încheiat, cei de la departament au făcut sărbătoare. Și ce fel de sărbătoare fără preot care să sfințească instituția proaspăt renovată? Ministrul de Interne a fost și el printre oaspeții de onoare. A fost întâmpinat chiar de la poartă. Și după ce i s-a dat onorul... Oficialii au ținut discursuri și s-au lăudat cu realizările lor. Este o notă bună, o notă majoră. Un lucru foarte benefic care s-a produs. Va deschide noi posibilități și perspective de dezvoltare atât a personalului angajat, cât și a structurii militare. După ce au tăiat panglica, oficialii au vizitat încăperile departamentului, admirând mai ales sala de ședințe, unde totul arăta perfect. Mese noi, scaune moi și decor impresionant. Ce-i drept, mai puțin coridorul, acolo unde pereții și podeaua au fost vopsite, iar ușile nu toate au fost schimbate. Pentru a umple spațiul pe coridoare decorativ, au fost puse tablouri cu fotografii de ale angajaților. Desigur, aparatul central și cei care lucrează în aparatul central trebuie să vină și ei la serviciu într-un confort. Am încercat să vedem și confortul în care locuiesc carabinierii simpli, cei care asigură paza misiunilor străine sau cei care patrulează prin oraș pe frig sau caniculă. Surpriză însă, nu am fost lăsați pe teritoriul niciunei unități. Serviciul de presă al carabinierilor ne-a spus că astăzi toți șefii sunt prinși în activitatea festivă și nu are cine să ne însoțească și că de fapt ar trebui să scriem o solicitare prealabilă dacă vrem să filmăm pe teritoriul unei unități. În cazarmele carabinierilor, când s-a făcut ultima oară reparații? Acum, la moment, ele încă sunt reparații, dar... Ce fel de reparații acum se fac? Nu pot să dau acum informația asta. N-am idee. Tot astăzi, șefii unităților militare de carabinieri au primit la cheie și automobile, mai moderne și mai performante, spun ei. Pentru aceste mașini, din bugetul local s-au cheltuit peste 4 milioane de lei. Acestea vor fi folosite inclusiv în timpul protestelor. Toate aceste mașini automobile vor fi folosite, în primul rând, la asigurarea măsurilor în masă și măsurile cu caracter sportiv. Cel puțin un 6-7 mașini în care trebuie să avem. Este o unitate de transport foarte comodă și foarte eficace pentru a întreprinde măsurile, inclusiv de debarcare, dembarcare, inclusiv pentru acordarea, cum am spus, cetățenilor servicii de deplasare, de conducere, precum și reținerea băieților răi. Cu așa unități de transport la fete nu este că se văd departe și bat la ochi. Pentru reparația sediului Departamentului Trupelor de Carabinieri și dotarea unităților militare cu echipaj tehnic din bugetul local s-au alocat peste 6 milioane de lei.